Corneliu Popovici a fost ales sâmbătă în funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară. A fost ușor să-și confirme funcția pe care o deținea deja cu titlu interimar, mai ales că a fost unicul candidat. La conferința județeană de alegeri au fost prezenți 337 de delegați. Pe lângă președinte, aceștia au desemnat întreaga echipă de conducere. Vicepreședinții Organizației Județene a PMP sunt Ovidiu Milici, Adrian Puiu, Cristian Sidor, Alexandru Trocin, Bogdan Neagu și Constantin Florea, iar secretar general este Toader Josan. La conferința de alegeri au fost și reprezentanții altor partide veniți să-și exprime sprijinul pentru PMP, dar și oaspeți din alte organizații ale partidului din țară, ca și de la București. Vicepreședintele PMP Gabriel Berca s-a aflat sâmbătă la Suceava alături de singurul deputat al partidului din zona Moldovei, Petrică Movilă. Suntem într-un moment important. Suntem un moment important în care Partidul Mișcarea Populară își consolidează organizațiile, își identifică candidați într-un context politic cât se poate de ciudat. În sensul că PSD-ul face foarte bine ceea ce face, iar PNL-ul nu se regăsește și nu face nimic din ceea ce a promis. Din cei 337 de delegați, 334 l-au votat în funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară pe Corneliu Popovici. Se simte nevoia unei noi generații în politica locală și națională. Vedem cu toții ce se întâmplă în ultima perioadă. Iar acesta este un punct care, pe parcursul ședinței de astăzi și nu numai, îți veți auzi foarte des folosit de Partidul Mișcarea Populară și implicit de organizația succesoară socială. Înainte de a se înscrie în PMP, Corneliu Popovici a fost membru al PSD și ulterior PDL, perioada în care a fost secretar de stat la ministerul condus de Elena Udrea. Cât a fost șeful interimar al organizației PMP Suceava, Popovici a reușit să adune 4,6% din voturile sucevenilor la alegerile europarlamentare din 2014 și 5,7% la prezidențiale pentru candidata PMP Elena Udrea.